La acest moment, vremea este extrem de schimbătoare și trece prin anumite fluctuații destul de bruște. România se confruntă cu zile de caniculă, care aduc temperaturi extrem de ridicate în termometre, un soare arzător și aer sufocant. De cealaltă parte, au loc schimbări bruște care aduc cu sine zile cu instabilitate atmosferică accentuată, astfel manifestându-se ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Aceste fluctuații de temperatură și schimbările bruște de vreme au la nivel de cauză o masă de aer rece ce staționează peste țara noastră și generează fenomene neobișnuite. Vremea este schimbătoare și nu se oprește să aducă cu sine multe surprize. Anumite zone ale țării se confruntă cu caniculă și valori termice ridicate care nu se află în normalul perioadei de vară, dar alte regiuni au întâmpinat provocări care au surprins locuitorii și au adus îngrijorare pe chipurile acestora. Păi s-a mai întâmplat asta. Deci oscilează prea brusc. Mi se pare un lucru bun pentru sănătatea noastră? Nu, tocmai mie mi-e foarte rău din cauza asta, că s-a schimbat brusc acum câteva zile. Dar asta e... Foarte bună pentru mine. Nu suport soarele mult. E bine cum e acum, e perfect. Deci să înțeleg că dumneavoastră vă place să fie așa mai răcoare. Da, exact cum e acum, e perfect. Depinde de fiecare organism. Mie îmi permite, îmi place cum e acum. Deci pentru asta nu vă afectează? Nu, absolut. În anumite orașe din țară, cetățenii se confruntă cu temperaturi de toamnă și brumă, deși ne aflăm în plină vară. În această dimineață, spre exemplu, în județul Harghita au fost înregistrate doar 5 grade Celsius. Aceste tipuri de valori termice sunt de obicei specifice lunilor de toamnă, precum septembrie sau octombrie. Valul de vreme rece a fost resimțit și la Drobeta, Turnu Severin. Nu pot să mă pronunț, e o ciudățenie, dar asta e. Credeți că ne afectează din punct de vedere al corpului nostru? Da, cu siguranță. Da. Eu mă simt în neregulă, da. Prea exagerat, când mai există în timpuri, cum există ori vară, ori iarnă. Două, diferența noaptea e alucinantă. Și dumneavoastră, cum vă place mai mult, să fie așa mai răcoare sau...? Prefer iarna. Pentru că iarna mai, cel puțin te îmbraci, dar vara... Meteorologii avertizează că aceste fenomene neobișnuite au la nivel de cauză o masă de aer rece care staționează deasupra României și aduce cu sine schimbări de temperatură. Semn că masa de aer venită dinspre partea nord-vestică a Europei a staționat și va mai staționa pe parcursul acestei săptămâni în zona țării noastre. Această masă de aer a adus practic și o schimbare în ceea ce privește evoluția condițiilor meteorologice, atât din punct de vedere al regimului de temperaturi, cât și de precipitații.